Admirăm în aceste clipe pe Adrian Ursu și orchestra. Puțin dintre voi poate i-ați văzut în timp ce muncește alături de instrumentiștii dintre cei mai buni, apropo, din țară. Haideți să vedem orchestra lui Adrian Ursu cântând cu Adrian Ursu. Da, ceva mai serios. Ceva mai serios. Aplauze pentru toți instrumentiștii care sunt astăzi alături de mine. Vă zic doar o clipă. Eu chiar vă rog să testați un pic instrumentele. Hai, Doamne, ajută! Vădit emoționat, pe Adrian Ursu l-am găsit în cadrul unui concert caritabil, unde în premieră a evoluat live pe o scenă pentru publicul larg, împreună cu orchestra sa. Fiecare dintre ei are multă experiență, au lucrat în orchestre mari, cum sunt Orchestra Lăutare, Orchestra Fraților Advahov, Orchestra Mugurel, Orchestra Joc, deci în orchestre diferite, au acumulat experiență și acum ne-am unit împreună ca să lansăm melodii de muzică populară și nu doar, în viitor și melodii de muzică balcanică. De fapt, în scenă mă simt mai sigur. Am echipa, am încredere în ei, ei mă simt de la distanță și, după cum spuneam, dacă suntem împreună și cântăm de atâția ani, nu mai sunt acele emoții de începător, dar emoții sunt mereu. Odată ce băieții și-au început programul, spectatorii cu greu de-au stat locului. Adrian Ursu, că totdeauna a fost la nivel foarte înalt, e apreciat de toată Moldova și pare mi se că nu numai de Moldova. El este cântărețul meu preferat. Eu, în deosebi, am venit pentru dumnealui la concert. Vreau să-i urez mult succes și vreau să spun că atmosfera care o face el în sală pentru toți este una de neredat. Super, eu cred că asta este cartea lui Adrian și sper că o să reușească, sunt sigură că o să reușească cu asta. Mai cântăm o strofă? Scoate telefonul mobil, Kiwi, mă dată, știu-mă! Se pare că Adrian a trecut examenul cu brio, iar de acum încolo îl vom vedea mai des în așa componență. Sala a fost foarte receptivă, ne-a primit foarte călduros. Orchestra, băieții m-au susținut de minune și le mulțumesc mult pentru asta. Faptul că astăzi am acceptat să cântăm toți împreună, absolut gratuit, pentru această cauză nobilă, a făcut ca startul să fie unul deosebit, unul frumos. Așa cum au meritat spectatorii care și ei au făcut la rândul lor un bine. Să-mi peste toată.